Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Viața la zi. Ne-am hotărât, stimați telespectatori, să venim în fața dumneavoastră din nou și din nou cu noutăți și povești adevărate din România. Pentru această săptămână, dragi telespectatori, ne oprim în comuna Stâlpu din județul Buzău. Sigur, atunci când vii din tumultul orașelor, nu poți să înțelegi de multe ori, nu poți să crezi că, eu știu, la 30, 40, 50 de kilometri de București, liniștea se așterne, nevoile, bucuriile oamenilor sunt la ele acasă. Despre toate acestea ne va vorbi primarul comunei Stâlpu, Gioabă Stălian, primar aici din 2012, un om foarte tânăr care la 37 de ani, iată, a devenit primar și este la al câtălea mandat, domnule primar? Cel de-al doilea mandat. Cel de-al doilea mandat. Bine v-am găsit, domnule primar. Bine ați venit în comuna Stâlpu, vă mulțumesc și eu pentru vizita pe care ne-ați făcut-o astăzi. Ne bucurăm că sunt și alți oameni interesați de comunitatea noastră, fapt pentru care încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Noi trebuie să spunem că deschiderea dumneavoastră față de propunerea noastră de a realiza această emisiune ne-a bucurat, pentru că am înțeles că și dumneavoastră aveți nevoie să ieșiți în față, să vă spuneți, așa cum am zis, bucurii și necazuri, realizări, nerealizări. Domnule primar, timpul este foarte scurt, de aceea eu vreau să vă spun de la început că am fost puțin nedumerită când am citit în strategia de dezvoltare pe care o aveți afișată pe site, de altfel un site foarte cuprinzător, când am citit că gradul de sărăcie este foarte mare aici în comuna Stâlpu, mai exact 46%, și sărăcia extremă undeva la 6,5%. Cum se poate ca, iată, în 2019, în mileniul 3, domnule primar Gioabă, să vorbim despre o astfel de sărăcie? Care ar fi cauzele? Cred că una din cele mai mari cauze ar fi gradul de plecare în străinătate. Foarte mulți tineri din localitate au plecat la diverse companii în Franța, Germania, Italia, motiv pentru care la țară au rămas mai mulți cei din vârsta a doua și chiar vârsta a treia. Tinerii, fiind o comună mică, cu un singur sat, cu 3080 de locuitori, nu avem dezvoltată industrie, la bază fiind agricultura și câteva societăți comerciale mici. Drept urmare, acești tineri s-au îndreptat către plecarea lor din localitate la un trai mai bun. Da. E, păi să pornim de aici. Ce ați făcut dumneavoastră ca și om, iată, care v-ați angajat să duceți destinele oamenilor din această comunitate într-o direcție bună, să acționați pentru nevoile lor? Ce ați făcut, iată, ca să nu mai plece tinerii, să nu migreze, să rămână în localitatea lor, concret? În 2012, când am venit la conducerea comunității, am sesizat foarte multe aspecte și în special al nivelului de trai. Aici m-am implicat foarte mult și am și realizat anumite obiective. Primul obiectiv pe care l-am realizat a fost înființarea unei rețele de alimentare cu apă, deoarece localitatea, jumătate din localitate are apă sărată și asta s-a întâmplat după 2 ani de muncă. În 2014 am pornit proiectul de alimentare cu apă. Drept urmare, din cele 1100 de gospodării, avem în jur de 900 conectați la sistemul de apă. Ăsta a fost primul proiect pentru că aici era cea mai mare problemă. Acum, din fericire, mai avem și alte proiecte. Am reabilitat dispensarul uman.
Iată că, stimați telespectatori, avem dispensar aici în Comuna Stâlpu. Când s-a înființat, cum funcționează, este suficient pentru cetățeni doar un dispensar în comună, comuna are doar un sat, așa, și dacă aveți și stomatolog? Dispensarul uman a fost reabilitat în anul 2016 și 2017. S-a fost dotat cu centrală termică, s-a făcut igienizare, s-au reparat pereții, era într-o stare un pic deplorabilă și împreună cu doamna doctor asigurăm tot ce trebuie pentru cetățeni, cu sală de așteptare, la căldură, cu aer condiționat și e suficient un singur dispensar pentru că suntem constituiți într-un singur sat, în comună cu un singur sat și nu sunt probleme. Deci un medic face față. Un medic face față. Da. Și un primar face față? Primarul face față, da. Fără probleme. Da. La inițiativa oamenilor, da. Că, iată, îmi povestea domnul primar, stimați telespectatori, că s-a confruntat și se confruntă cu multe situații neprevăzute și anume familii, eu știu, care își neglijează copiii, familii care au nevoie de ajutor, atât părinții cât și copiii. Asistenții sociali intervin, vă ajută în muncă, depistează aceste probleme? Da, împreună cu medicul de comună, cu asistentul comunei, asistentul social de la primărie, vorbim de asistența medicală socială, da, de la primărie, depistează toate cazurile cu probleme și le aduce la cunoștință atât medicului din localitate, cât și compartimentul asistență socială și primarului pentru problemele care sunt. Am avut un caz acum două săptămâni, o familie, mama cu probleme, așa, am solicitat protecția copilului și au fost internați într-un centru la Râmnicu Sărat pentru ca mama să fie tratată și deci, să intre în... ca primar trebuie să aveți o privire de anvergură asupra tuturor situațiilor care se pot întâmpla pe teritoriul comunității. Absolut. Primarul e primar, 24 din 24, 4 ani din 4 ani. Dacă vrea să aibă respectul oamenilor, el trebuie să fie la dispoziția oamenilor. Oricând, la orice oră. Am inițiat împreună cu Consiliul Județean o asociație de dezvoltare intercomunitară și demarăm aducerea gazelor în localitate. Deci la câți kilometri suntem de Buzău noi aici? Suntem la... 15? Nu, la 10 kilometri. 10 kilometri, iată. Ce să mai vorbim, stimați telespectatori și domnule primar Gioabă, în inima, cum s-ar zice, civilizației, aproape de București, nu este canalizare, dar aici, iată, la 10 km, nu ne mai miră 10 km de Buzău. Nu ne mai miră. Păi, haideți să vedem. Care este cauza, dumneavoastră fiind și om politic, pentru că am înțeles că aveți o funcție destul de importantă în Partidul Social Democrat la nivel județean, da? Da. Sunteți vicepreședinte, da, al Partidului Social Democrat. Haideți să vedem. Unde s-a greșit politic? Pentru că undeva este o greșeală. Sunt prea multe lucruri care nu sunt realizate, domnule primar. Da. Nu putem spune că este o greșeală intenționată. Birocrația și faptul că noi primarii suntem obligați foarte mult. Un proiect durează în jur de 2 până la 4 ani până îl implementăm. Zic că acestea sunt cauzele care au împiedicat dezvoltarea comunităților din România, special nu numai din județul Buzău sau din comuna mea, deci și din toată țara. Joacă aceasta de pimpo, să zic așa, cu proiectele de orice natură, fie ele pentru accesare de fonduri nerambursabile europene, fie de pe NADR, da? Păi haideți să vedem.
care sunt nevoile actuale? Adică ce e nefăcut? Și imediat spuneți ce e făcut. Ce e nefăcut e canalizarea în localitate, care, dacă o să mergeți, vedeți că începând de luni vor intra utilajele, însemna contractul de finanțare anul trecut cu AFIR-ul prin fonduri europene. Și după o licitație în iarnă am semnat contractul cu firma care va executa această lucrare și au început să aducă materialele. Deja de luni vor aduce și excavatoarele și pornim la canalizare. Încă o mare realizare pentru comunitatea noastră. Uh-huh. Canalizarea, da. Canalizarea, după apă venim și cu canalizare. Și în momentul de față suntem și cu un proiect de 8 km de drum asfaltat prin PNDL, care l-avem încă în licitație, pentru a crea un pic de confort și sperăm noi pentru a aduce și investitori în localitate, având apă, având canalizare, drumuri asfaltate, atunci sperăm să vină și investitori. Drumurile în ce procent sunt pietruite, asfaltate, adică la practicabile? Da, la nivelul localității toate drumurile sunt practicabile, toate sunt balastate. Urmând această, după lucrarea de canalizare, să trecem și la asfaltare. Mai avem și un proiect prin Gal, drumul vinului, tot pe o asfaltare, într-un cartier un pic mai sărac, să spunem, comunității noastre, pentru că tot discutăm despre sărăcie. Da, Doamne, este vorba de cartierul romilor. Acolo avem niște cetățeni din această categorie și avem pe fonduri europene un drum asfaltat și în zona lor, care va începe, este deja licitat, care va începe undeva peste o săptămână din discuțiile cu constructorul. Stimați telespectatori, primarul Geabă ne spune că atunci când a preluat funcția de primar aici, a trebuit să facă kilometri de garduri, da? Asta a fost primul obiectiv, așa. Să închidem instituțiile locale. Am văzut că aveți bun simț, nu dați vina pe nimeni, doar că v-ați angajat la muncă. Haideți să începem cu clădirea primăriei, da? Cum arată acum? Mai e nevoie de extindere? Face față nevoilor cetățenilor? Momentan face față nevoilor cetățenilor. Am făcut împrejmuirea parcarea de autoturisme pentru angajați, pe domeniul public o parcare pentru a fluidiza traficul în centrul localității, fiind toate instituțiile pe o parte, primărie, poliție, blocuri de locuințe, farmacie, magazin, poștă. Veneau cetățenii și opreau mașinile pe drumul județean. Și atunci am venit cu ideea să facem o parcare ca să fluidizăm traficul pe drumul județean. Stimați telespectatori, să nu trecem mai departe, pentru că suntem în perimetrul unei bucăți de realizare de canalizare, da? Parcare cu rigole. Cu canalizare subterană. Este vorba de parcarea cu sub parcare s-a efectuat deja bucata de canalizare din proiect și canalul de scurgere care deversează apele către celelalte străzi. Bun. Pe porțiunea asta parcă ai fi la oraș deja. Domnule primar, străzile, drumurile din localitate arată ca acesta? Da, majoritatea arată ca acesta. N-au mai fost întreținute în ultima perioadă, pentru că venim cu proiectul de canalizare și atunci nu avea rost să mai cheltuim și alți bani pe drumurile din localitate. Sunt toate pietruite, nu sunt probleme, dar o să le aducem cu asfaltarea la nivelul care trebuie. Sunt atâtea lucruri de vorbit aici la dumneavoastră că mi-este foarte greu să comprim discuția. Dar să trecem așa în revistă tot ce arde aici, adică la foc intens. Mediul, gunoaiele, aveți serviciu deja pentru acest
palier de activitate? Da. S-a înființat un serviciu undeva în 2009, un serviciu prin fonduri europene, împreună cu comuna vecină, comuna Costești, și s-au achiziționat 3 mașini, 1500 de puvele, 150 de containere, și am fost împreună pe perioada derulării proiectului de 5 ani. După care serviciul a revenit comunității noastre, comunei Stâlpu, și în acest moment avem serviciu o societate, gospodărie comunală, un SRL-ul, și recoltăm... Recoltați. Și unde depozitați? Și depozităm la Gălbinaș. La rampa de la Gălbinaș. Da. Deci este ecologică acolo? Da, tot? Este o rampă ecologică la Gălbinaș. Așa. Bun, domnule primar, prin urmare asta s-a rezolvat, da, problema aceasta. Să vedem și revenim, pentru că este o problemă foarte importantă, deplasarea asta, migrarea tinerilor, a oamenilor cu putere de muncă în alte localități, în alte țări. Temă care ar trebui să fie pe prima pagină și a ziarelor, și a televiziunilor, și a politicienilor. Oamenii ar trebui școliți pe plan local. Aveți posibilitatea să faceți, eu știu, o școală de pregătire pentru tinerii aceștia, meserii, altceva decât agricultura, pentru că înțeleg că agricultura este... Este de bază. E de bază, așa. Da. Dar oamenii să mai știe să facă și altceva. Da. Corelat, poate, cu agricultura, meșteșugării, ceva. Da. Prin discuțiile avute și chiar cu domnul primar al municipiului, am înțeles și intenția dumnealui de a crea în municipiul Buzău mai multe școli de meserii. Prin urmare și această asociație de dezvoltare intercomunitară pe transport, acest rol a avut de a aduce cu bani cât mai puțini, în timp foarte scurt, elevii din localitatea noastră către municipiu, către școlile de meserii. Iar astăzi am semnat ultimul document și începând de luni, cu data de 01 aprilie, nu este o păcăleală, Transbuzul își va extinde și în comuna Stâlpu. Deci oamenii vor avea transport foarte la îndemână și ieftin. Așa. Este un transport care va circula din oră în oră și la un preț, practic la un preț de 50% față de prestatorul care era privat. Am ajuns, iată, la școala gimnazială Stâlpu. Când ați reabilitat-o? De fapt, clădirea de când este? Clădirea este construită de dr. Constantin Angelescu în anul 1935 și a fost prima reabilitare, a fost făcută în 2014. Bun. Mai aveți de lucru? Mai e nevoie de dotări sau altceva? Nu mai avem nevoie de dotări, totul funcționează normal, avem toalete în interiorul școlii, racordate la fosii septice, la rețeaua de alimentare cu apă, deci să spunem ca și la oraș. Câți elevi învață aici? Cu tot cu grădiniță, o să vedem și grădinița, în jur de 300 de elevi avem pe localitate. Iată, în curtea școlii, da, ați amenajat, ați construit, să zicem, un teren de sport. Foarte frumos se încadrează. Să vedem din ce fonduri, domnule primar, și cât de util este el pentru comunitate. Da, este util din două motive. Unul, profesorul de sport al școlii și execută orele de sport pe acest teren cu copiii și după terminarea cursurilor, echipa de juniori a școlii și echipa de seniori, fiecare după programul lui, își exercită antrenamentul pentru competiția județeană. Am înțeles. Aici ați spus că o să realizați încă ceva util pentru recreere, pentru sport. Da. Avem un proiect depus la CNI, care este într-o fază de licitație pentru o sală de sport cu 102 locuri multifuncțională. Aici. Aici,
Deja aveți proiectul. Avem proiectul, este în licitație la Compania Națională de Investiții. Bun. Vești bune, iată, stimațele spectatori. Ce construiți acolo, domnul primar? Acolo avem în reabilitare corpul 2 de școală. După îndelungate drumuri la București, am obținut pe PNDL o finanțare și avem un corp de școală cu 5 săli de clasă. Sperăm ca din toamnă să le dăm în funcțiune și să nu mai lucrăm în două schimburi, schimbul de dimineață și după amiază, să învățăm cu toții numai într-un singur ciclu dimineață. Ce remarc eu la dumneavoastră, domnule primar? Faptul că sunteți foarte, foarte, foarte optimist. Ce vă face să fiți atât de optimist? Păi, în primul rând, sunt sigur pe ceea ce am făcut și pe ce urmează să fac, pe proiectele mele și pe ideile mele pe care trebuie să le duc la bun sfârșit. Pentru că aici e vorba de oameni, nu e vorba de obiecte. Deci trebuie să facem pentru oameni. Dar echipa dumneavoastră, consilierii locali și angajații de la primărie vin în sprijinul, optimismului dumneavoastră? Da, sunt sprijinit de toată comunitatea și de angajați. Nu sunt probleme între angajați, nu sunt probleme între consilieri și aici vreau să remarc faptul că nu există acea bătălie politică în Consiliul Local la Stâlpu pentru bunăstarea comunei. Toți sunt de acord cu proiectele de dezvoltare. Rar întâlnim în țară o asemenea armonie. Acest fapt o să vă permită, într-adevăr, să vă duceți la bun sfârșit, domnule primar Gioabă, toate proiectele, pentru că știți cum e, acolo unde este armonie vin și ideile și lucrurile se rezolvă. Am ajuns, stimați telespectatori, și la grădinița de aici, din comuna Stâlpu. La piticilor. Căsuța piticilor, da? Căsuța fermecată. Câți copii beneficiază de grădiniță? Aproximativ 80 de copii, cu grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare. Clasa 0 funcționează în incinta școlii. Când ați construit grădinița? Este construită, da, a fost construită de predecesorul meu, de domnul primar Manole, în 2008-2010. Pentru că ne aflăm aici și, iată, nu mă părăsește informația asta că sunt mulți săraci aici. V-ați gândit să faceți o cantină? V-ați gândit să faceți, un after school pentru copiii cu probleme în familie? Să beneficieze, și de o masă, pe linia aceasta de întrajutorare? La chestia asta, deci ne-am gândit, dar este foarte greu de realizat. Copiii defavorizați primesc tichete de masă de la primărie, dar cu condiția ca aceștia să nu aibă absențe la grădiniță. Este măsura care am luat-o noi în contextul a sprijini un pic familiile cu probleme. Ca să conduci o comunitate, trebuie să ai alături de tine anumiți oameni, formatori de opinie, care să vină să discute aici, la celulă, să zicem, și după aia să răspândească discuțiile și comunicarea cu cetățenii. La acest capitol este de muncă. Când spui munca cu omul, este de muncă. Cum procedați dumneavoastră aici? Păi, pe lângă cei 10 consilieri locali care avem în Consiliul Local, avem relații foarte bune cu șefii de asociație, cu preotul, cu preoții, practic, cu preoții, avem două parohii, cu preoții localității, cu medicul de la dispensarul uman și cu toții încercăm să venim în ajutorul și în sprijinul cetățeanului. Bun, ei sunt consultați în problemele importante ale comunității? Ale comunității, da. Când v-ați întâlnit ultima dată cu cetățenii anul acesta? Anul acesta, cred că într-o ședință, chiar și acum 3 zile am avut o ședință, ceva dar pe linie de agricultură, aici la sediul primăriei, împreună și cu doamna director de la APIA, pentru a explica mai pe îndelete
ce trebuie să facă pentru a obține subvențiile pentru terenuri, pentru animale și pentru tot ceea ce prestează dumneavoastră. Cum i-ați descrie pe cetățenii de aici, din Stâlpu? Niște oameni extraordinari, niște oameni muncitori, cu respect. Români adevărați. Români adevărați. 1471 de săraci, da? Cum luați taxele și impozitele de la acești oameni? Taxele și impozitele nu s-au mărit la primăria Stâlpu de 5 ani. Așa. Am considerat să ne mulțumim, să colectăm ce are omul de plată, nu să-i mai punem în spinare cetățeanul. Și reușiți să colectați? Într-o proporție, știți, probleme sunt peste tot, dar într-o proporție, să spunem, de 70-75% am recuperat taxele și impozitele. Îți plătesc oamenii. Dar ca fiecare mai avem și uscăturile noastre. Știți cum? Astea sunt probleme. Bun, domnule primar, Curtea de Conturi, când a fost ultima dată aici la dumneavoastră? Păi este și acum. Acum avem Curtea de Conturi. Așa. Pe cei 3 ani în urmă, 2016, 17 și 18. Am înțeles. Dumnealor, când, după ce fac un control, trasează niște măsuri. Da. Așa, mulțumesc. Aceste măsuri se duc la îndeplinire sau tergiversează în continuare? Suntem obligați să ducem aceste măsuri la îndeplinire prin diferite mijloace și avem control la măsuri. După un an de zile, după 6 luni, după un an, vin în cei 3 ani până la controlul mare, să spunem așa, controlează pe măsurile lăsate și suntem obligați să le ducem la îndeplinire. Bugetul dumneavoastră, sigur, nu vă voi întreba acum cât e, cum e, nu ne interesează pe noi asta, dar cheltuielile cu salariile, cheltuielile, eu știu, cu asistența socială. Acum și cu asistența socială, iată, după noua legislație. După noua legislație, așa. Cât e asistența socială aveți? În asistența socială, deci ca și însoțitori, vorbim de însoțitorii celor cu handicap, avem 30. Și la asistenții sociali undeva la 40 de dosare. Așa. Au scăzut. Am avut și 80 și ceva, dar au scăzut, s-au mai angajat. Bun. Deci toate aceste greutăți fiind pe bugetul local, cum atrageți dumneavoastră? Ce strategie aveți? Ce viziune aveți ca și om, iată, care ocupați această funcție, pentru ca oamenii să aibă condiții mai bune de viață? Băi, primul lucru, trebuie să asigurăm oamenilor salarizarea, atât angajaților primăriei, cât și asistenților sociali. Am înțeles, dar cum atrageți banii aceștia? Ce strategie aveți, în afară de buget? În afară din taxele și impozitele pe care le recoltăm de la cetățeni, avem sume provenite din TVA, de la Guvernul României, de la finanțe, sunt sume pe care noi le contabilizăm, le strângem, de la învățământ, pe care și după care le împărțim așa după nevoile comunității. Dar la un moment dat se punea problema autogestionării. Cum vedeți dumneavoastră realizabilă, adică să nu mai aștepți bani de la buget, ar trebui veniturile colectate pe județe să rămână la județe? Cum o vedeți realizabilă, autonomia, până la urmă, de care s-a vorbit foarte mult și acum nu se mai vorbește deloc? Da, autonomia va fi foarte grea. Așa. Deci, ca să ne gospodărim singuri, va fi foarte greu. Asta ar însemna ca cel puțin jumătate din tot ce înseamnă administrație să dispară. Ca și angajați vorbim. Pentru că banii sunt foarte, foarte puțini. Deci un cetățean, de exemplu, își plătește undeva la un 50 de lei pe hectarul de teren și impozitul pe casă. Deci de aici vine și auto și societățile sunt puține. Da, domnul primar. Deci foarte greu. Foarte greu. Deci nu chiar, vedeți cum chiar, s-ar putea. Chiar n-aș vedea. N-aș vedea fără ajutorul statului, n-aș vedea. De aceea nici nu se mai vorbește, da. Pentru că s-a ajuns la concluzia că nu se poate realiza autonomia da, aceasta. Da, e foarte greu. E foarte greu. Foarte pentru greu. Că, iată, rata de sărăcie este foarte mare în țară, la nivel de județ, este puțin mai mică decât în Stâlpu, 43%. Păi ce să faci cu oameni săraci da. Într-o nu țară? Ai, nu ai ce faci. Nu ai cum. Dar totuși, cauza acestei sărăcii la nivel național, să zicem, eu cred că este o
strategie greșită undeva sus, nu pe plan local. Bun, să spunem așa, dumneavoastră, corelați toate strategiile pe plan local cu cele regional și regional cu cel național. Cunoașteți la nivel regional ce strategii sunt acum? Ca să ne informați și pe noi și pe cetățeni? Deci, ca și strategia județului, v-am și spus-o, una din cele mai mari, cea din tăi după listă, ar fi aducerea tinerilor la școlile profesionale care s-au desființat, la școlile de meserii, pentru că nu mai sunt oameni calificați pentru anumite munci. Asta este primul și obiectiv care trebuie îndeplinit. Pentru că fără oameni cu școală nu putem face nimic. Da, sigur, domnule primar Gioabă, sunteți foarte tânăr, însă aveți, iată, o vechime și în muncă destul de mare, un om cu doi copii, un om responsabil, aș putea să spun, stimați telespectatori. Acum câțiva ani de zile, când noi atrăgeam atenția aici la emisiunea Viața la Zi, că oamenii pleacă, domne, de ce îi lăsați, de ce nu faceți ceva în comunități ca oamenii să aibă de muncă aici, să câștige bine și să nu mai plece, la un moment dat s-a acreditat ideea că e foarte bine că pleacă. Iată că am ajuns la ideea aceasta că nu e bine că pleacă. Din punct de vedere demografic, populația scade. Scade, da. Pe termen lung, asta înseamnă că vor fi zone nepopulate în România. Dumneavoastră, iată, vă mai întreb încă o dată, ce faceți pentru asta? Pe plan local am luat o măsură anul trecut, împreună cu Consiliul Local, și vreau să vă și povestesc un vă pic. Rog. La începutul anului școlar 2017 am mers la deschiderea anului școlar și când am văzut 15 copii în clasa 1, mi s-a făcut pielea de găină așa, știind că noi, în generațiile noastre, eram 3-4 clase și când am văzut o clasă cu 15 copii, mi-am pus semnul de întrebare că ceva nu este în regulă. Și atunci, împreună cu Consiliul Local, am luat o hotărâre de a sprijini tinerii pentru a da naștere la copii și una dintre soluții, nu cred că este o soluție extraordinară, dar totuși este un început, acordăm fiecărui nou născut 1.500 de lei și am avut succes anul trecut, s-au născut 31 de copii. Să spunem că totuși bieții e un oameni, început. Bieții oameni se gândesc și la o brumă de venit ca să dea naștere la copii. Păi e normal, să crești un copii trebuie. Aici ar trebui să venim noi cu o informare către cetățenii care ne privesc, către compatrioții noștri. Vedeți, noastră, școala ar trebui să încurajeze și să formeze viitorii părinți. Adică acea educație sexuală care se bate monedă că trebuie să se facă în școli ar trebui de altă natură să fie responsabilizarea, să zicem, a fetelor pentru viitoarele mame și a băieților viitorii tați. Deci să fie o educație ca ei să știe că rostul lor pe acest pământ este și de a procrea, de a da urmași care să ducă, eu știu, destinele țării noastre, destinele țărilor, al lumii în continuare. Dar sigur nu se gândește nimeni la acest lucru. Domnule primar, expuneți ce se întâmplă aici. Este o reabilitare la un corp de școală prin programul PNDL. Valoarea este de aproximativ 1.000.000 de lei și a început din toamna lui 2018 și se va termina în vara anului 2019. Așa. Haideți să vorbim puțin și despre atragerea de fonduri nerambursabile europene, pentru că este o întreagă discuție că nu s-ar accesa. Să vedem cum stăm la Comuna Stâlpul.
Nu este imposibil atragerea de fonduri europene, asta nu trebuie să fie o sperietoare pentru noi, pentru primari. Într-adevăr, sunt niște timpi foarte mari și vă dau un exemplu. Eu am două proiecte pe fonduri europene, un drum asfaltat și înființarea de rețea de canalizare pe 1 milion de euro. Și vreau să vă dau un exemplu, numai pentru validarea licitației a trebuit să stăm la Fir Constanța peste 2 luni de zile. Deci aici sunt problemele personalul, da, și personalul de acolo este foarte ocupat. Durează foarte mult verificarea documentelor. Aici ne... Și plus teama de a nu greși. Da, și teama de a nu greși, dar este și o problemă bună pentru că fiecare etapă la fondurile europene este verificată și atunci îți dă încă un pas să mai mergi înainte și încă un pas și încă un pas. Adică nu te lasă să faci o greșeală, să o duci până la capăt. Nu ai făcut bine, îți dă documentația înapoi, după care merge și o refaci și te duci din nou până e corect. Ne aflăm în parcul conacului domnului dr. Constantin Angelescu. Este declarat monument istoric. Anul acesta sărbătorim 150 de ani de la nașterea doctorului Constantin Angelescu, căruia o să-i mulțumim veșnic pentru cele făcute pentru localitatea noastră, printre care și școala din localitate a fost construită de dumnealui. Deci boierii construiau, da, făceau și pentru comunitate. Da. Să reținem ideea asta, da? Să vă întreb așa, de ce ați vrut să vă faceți primar? Nu neapărat a fost o țintă, a fost practic o nemulțumire a mea ca și cetățean și la acel moment, 2012, fiind și în Consiliul Local, 2 mandate, am văzut că lucrurile mergeau într-o direcție greșită, se discutau în mass media, prieteni, colegi de fonduri europene, de proiecte, iar Comuna Stâlpul nu avea niciun proiect. Acum aveți? Avem. Și implementate și în curs de implementare. Și am considerat că e momentul ca cineva să ia taurul de coarne, ca să spunem așa. Consider că n-am făcut un lucru rău. Dumneavoastră fiind tehnician veterinar, și lucrând, mergând în teren, am lucrat văzând tot ce zi de zi, 20 de ani, alături de cetățenii din localitate și le știam toate durerile și toate păsurile dumnealor. Și asta m-a făcut să fac un pas și să candidez la primăria Comunei Stâlpul. Considerați că până în momentul ăsta ați făcut ce trebuie pentru comuna? Din punctul meu de vedere, da, dar asta vă poate confirma și cetățenii din localitate. Domnule Gioabă, domnule Stelian, te uiți așa în jurul tău și acum îmi permit să vă pun o întrebare foarte directă. V-ați gândit să vă pricopsiți, să vă îmbogățiți, să acumulați avere din această funcție? Nu, doamnă. Averile nu se fac din funcție, averile se fac prin muncă, ci prin seriozitate. Ar fi bine să gândească toți așa ca dumneavoastră. Dar de ce credeți că corupția este atât de la nivel înalt și la mediu atât de frecvent în societatea noastră? Pentru că ajung oameni nepregătiți și cu alte interese în niște funcții pe care nu pot să le ducă și atunci... Ca vicepreședinte, iată, al Partidului Social Democrat, ce propuneți? Vin alegerile, acum, bat la ușă, da, pentru europarlamentare. Ce le-ați spune oamenilor? Să se gândească foarte bine pe cine votează la primărie, să studieze foarte bine persoana, să-l cântărească foarte bine și atunci să-și exprime votul cel mai corect. După cum știm, domnule primar, biserica este lăcașul care strânge oamenii la oaltă, lăcașul unde oamenii vin și la bucurie și la necaz. S-ar cuveni aici în curtea bisericii, o biserică foarte veche, ne veți spune dumneavoastră de când și cum și ce se întâmplă aici,
să vorbim despre tradiții, despre cum se relaxează și dacă au condiții de, eu știu, de distracție, că oamenii trebuie să facă și asta. Haideți să începem cu biserica. Da, ne aflăm în curtea bisericii Sfinții Îngeri Constantin și Elena. Este biserica datată din anii 1700 și, după cum vedeți, suntem în șantier, deoarece prin fonduri europene și prin lupta acerbă a preotului paroh Safca Aurel s-a obținut finanțarea prin fonduri nerambursabile de reparație a zidului ce împrejmuiește această biserică și a clopotniței, precum și picturile din interiorul acesteia. Au fost un timp, s-au degradat. Așa. Haideți să vedem. Vin oamenii la biserică, cum se distrează, de ce condiții le-ați făcut pentru nevoile acestea de recreere? Da. Oamenii sunt majoritatea, cred 99% din localitate sunt creștini ortodoxi. Aceștia vin la sărbătorile ortodoxe la biserică, sub îndrumarea preoților. Avem două parohii. Ca și distracție, o dată pe an ne întâlnim toată localitatea la sărbătoarea Florii de Tei, acolo unde am fost împreună la parcul doctorului Constantin Angelescu. În acea perioadă teii sunt înfloriți și cu toții sărbătorim ziua localității noastre. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult. Vreau să le spun telespectatorilor noștri că, după cum știți, emisiunea asta este foarte veche, stimați telespectatori, ca și mine. Și aș vrea să rețineți numele Gioa Băstelian, un nume, iată, de primar de aici, din comuna Stâlpu, județul Buzău, un om care promite, nu numai promite, care a și făcut, a scos din anonimat sau a scos la lumină, mai bine zis, această comună, care vă putem asemui cu un stâlp, nu vă fac complimente. Este un pilon, iată, în jurul căruia se învârt, iată, oameni capabili, oameni cu inițiativă de aici, din comuna Stâlpu. În ciuda faptului că, iată, micile afaceri nu s-au dezvoltat, domnule primar, probabil că aveți, eu știu, în viziunea dumneavoastră și un plan pentru viitor, pentru oameni, să le spunem acum de aici, de la emisiunea Viața la Zi. Unul din considerentele pentru care investitorii și localitatea nu s-a dezvoltat pe linie economică este faptul că ne aflăm numai la 10 km de orașul Buzău și, așa cum spuneam, facilitățile sunt mult mai mari în oraș decât la țară. Iar o altă problemă și cu care m-am confruntat și mă confrunt este faptul că localitatea momentan nu dispune de locuri de casă pentru tineri. Vom încerca să găsim o posibilitate de a cumpăra niște teren de la anumiți proprietari pentru a face un cartier. Am 70 de cereri pentru tinerii căsătoriți și va trebui să luăm foarte în serios această problemă. Am înțeles. Iată, aveți idei, aveți ajutor, bani, de unde? Bani din fonduri nerambursabile, din fonduri de la guvern, din fondurile noastre proprii, din recoltare de taxe și impozite și, cel mai mult, din munca noastră. Trebuie să și muncim, nu numai bani. Da, da. Stimați telespectatori, iată, trebuie să vă orientați spre oameni tineri, oameni cu putere de muncă, pentru că aceștia pot să ducă înainte ceea ce au început unii sau ceea ce au lăsat neînceput unii. Domnule Gioa Băstelian, vă mulțumesc foarte mult, dar înainte să-mi iau rămas bun de la telespectator și de la dumneavoastră, eu o să vă rog să facem o incursiune prin comună, ca eu să-mi fac o părere mai amplă despre ceea ce este comuna Stâlpu. Cu mare plăcere. Așa. Stimați telespectatori, iată, să-i mulțumim primarului Gioa Băstelian. Un om binevoitor, un om care ne-a deschis ușa cu mare, mare plăcere și ne-am bucurat, pentru că și munca noastră este foarte grea, mai atunci când oamenii nu te primesc cum trebuie. A colaborat și eu vă spun că data viitoare, săptămâna viitoare, venim în fața dumneavoastră cu alte vești din alte localități, sperăm noi, la fel de agreabile ca de aici, de la Stâlpu, județul Buzău. La revedere!